Pacienții Spitalului Județean de Urgență au ocazia ca odată cu vindecarea trupului să-și bucure și sufletul. Unitatea Medicală Slătineană a deschis în propria curte un spațiu inedit pentru acest tip de instituție, o bibliotecă. Aceasta a fost inaugurată ieri în prezența directorului Pirelli România, cel care a avut ideea acestui proiect. Cât privește funcționarea bibliotecii, ea va fi deschisă 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. I'm very happy to open this bibliothèque here. And I hope that the patients that are staying in the hospital, that sometimes need to be very patient to getting better, will bridge the time in reading some of the books that our employees donated to the bibliothèque. Continuăm să îmbunătățim confortul pacienților prin această bibliotecă deschisă non-stop pentru toți pacienții sau aparținătorii din spitalul nostru. Toate cărțile au fost asigurate de prietenii noștri de la Pirelli, care, iată, continuăm colaborarea fructuoasă pe care o avem. Pentru ca pacienții să poată împrumuta în orice moment cartea dorită, biblioteca va fi deservită de personalul de pază. Ei vor fi cei care vor avea grijă ca spațiul ineditei biblioteci să nu fie distrus și cărțile să nu dispară. Conducerea Spitalului Slătinean își dorește să crească în timp oferta editorială a cele mai noi biblioteci din județ. Dacă există doritori din locuitorii orașului Slatina care vor să facă un act de voluntariat și să aducă cărți, ei sunt bineveniți, pentru că până la urmă totul se face pentru creșterea confortului pacienților din spitalul nostru. Ideea a pornit de la reprezentantul de imagine al Pirelli, domnișoara Mihaela Ionuș. Nu știu să mai fie vreun spital în țară care să aibă asemenea bibliotecă. Ideea generală este ca oamenii să-și petreacă mai ușor timpul pe care nu și-l petrec de bunăvoie, nu și-l petrec voluntar în spital, ci și-l petrec din cauza unui necaz. Firma slătineană nu se află la prima colaborare cu Spitalul Județean de Urgență. Pirelli Slatina a intermediat în urmă cu mai mulți ani un parteneriat între Unitatea Medicală Slătineană și Spitalul Nigoarda din Milano, susținând financiar schimbul de experiență între cele două instituții de sănătate.